Da. Uite și tu ce frumos e. Cum a găsit ea frumusețea asta? Da. Bună și ne-am găsit la nou de urmă pe canal. Astăzi revin cu un alt clip surpriză, marca Flori, pentru că ieri oare mi-a scris că mi-a trimis ceva și eram gen... M-am activat imediat și a cerut scuze pentru că a uitat să pună scrisorica. Nu-i nimic, stai liniștită, draga mea, oricum. Faptul că mi-ai trimis încă un pachet într-un timp atât de scurt este ceva wow. Sunt super mega recunoscătoare și nu știu, m-am umplut așa de o energie foarte bună ieri când am primit mesajul de la ea și... Astăzi m-a sunat curierul, mi-a spus că vine, m-am pregătit și uite că filmăm clipul. Vreau să-mi cer de pe acum scuze dacă o să auziți zbor, mașină, ce alte zgomote, ciocan, nu știu, mașina de spălat că merge pe fundal, dar chiar nu-mi pasă, nu mai aștept, nu mai am răbdare, hai să începem. Pe ecran o să las să curgă poze cum a arătat coletul înainte, pentru că evident, Flori fiind Flori, a trebuit să numeroteze, totuși am pus pe pat, am numerotat toate cele. Și am aici o cutiuță foarte drăguță cu verde, pe care scrie de la 1 până la 17 pupicei, doamne, deci uitați și voi. Na, eu cred că n-are rost să vă mai spun de atenția detalii. Se pare că la mine a venit iepurașul mai repede. Ia să vedem, iar e o cutie frumoasă, cred. Mie și milă să... Aș vrea să mă refolosesc de ambalaj, dar nu cred că reușesc. Așa că... Da. O altă cutie superbă. Roz, pentru că... Pentru că viața e roz, cum îmi place mie să zic. Și hai să vedem, a făcut Flori aici un nod foarte, foarte bun. Nu mă prea pricep la... Adică nu mă prea pricep, nu am unghii. Dar uite că reușesc să-l desfac. Ia să vedem, bye! Da. O să vă fac eu o poză, un close-up. O să vă pun poză pe ecran pentru că... Și da, și aici sunt puse... Hai de drăguță, o bombonică cu ceva lichior, control, cosmopolitan with vodka. Petrecere, ok. Și sunt mai multe, how cute. Cred că au fost într-o cutie și Flori, ca să n-aibă probleme cu spațiu, le-a depozitat așa. Hai că o să le pun și pe acestea în ordine și revin. Ok, o să încep cu astea pentru că sunt foarte, foarte drăguțele. Și avem așa, vodka mule, lemon drop, asta cosmopolitan și parcă mai era unul sau am visat eu. Ok, dar uitați-vă și voi cât de cute sunt. Astea mine să le fac poze, așa, nu știu, poate o să fac ceva poze cu ele înainte să le consum. Și hai să-i dăm drumul. 1. Data asta a fost o temă cu verde. Îmi place foarte mult. Mie în general oricum îmi plac, am toate culorile, nu fac nazuri la ele. Relaxing time. Ia să vedem. Și oricum, să știți că eu chestia asta chiar le păstrez și le-am pus și la alte pachete. Trebuie să ghicez, nu? Cred că sare de baie. Da. Weekend feeling. Doamne, cât de drăguț! Ia uitați voi! Și cred că este cu gust, cu miros de pepene. Mulțumesc mult! Apoi, 2. Ce să fie? Nu pot să-mi dau seama, dar uitați cât de frumos arată și ăsta cu galben. Nu pot să-mi dau seama, că e ceva așa, foarte bățos, să zic așa. Ia să vedem ce ar putea să fie. Nu, deci chiar nu-mi dădeam seama. Dacă nu le vedeam, nu-mi dădeam seama. Sunt niște patch-uri pentru ochi.
Da, de la... Nu știu brandul ăsta. Habar n-am, dar sunt cu mov. Și după cum puteți vedea, și eu sunt cu mov. Ok, mulțumesc. Apoi, la 3 avem o inimioară și e... Cred că e o mască. După cum pipăi eu așa, o mască n-aia de tip cremă, neapărat de tip șervețel. Dar să vedem dacă nimeresc, pentru că... Nu se știe, dar cred că asta e. Ups. Da, o mască de la Shabens, nu știu cum se pronunță, dar știu că am mai avut și îmi plac. Asta se găsește la noi în DM. Apoi, numărul 4 are ambalaj roz. Mă duc cu gândul la o... Poate să fie o ciocolată? E ceva tare. Ah, și uitați. Are... Asta v-am zis, le salvez, vă care și cristal. Vino la mami. Bine, dacă și reușesc să desfac fără să o rup de tot, ar fi perfect, dar nu știu dacă... Nu cred că reușesc, asta trebuie să o tai. Și nu mai știu unde am pus foarfecul. Ok, hai că am tăiat un pic. Ia să vedem ce are ambalaj roz. Aaaa! Hai să fie ciocolată, ia! Wow, deci vreau să vă spun că eu nu am mâncat niciodată ciocolată Ritter Sport. Am văzut peste tot la oameni, dar eu n-am mâncat niciodată și este Crunchy Creamy Winter. Wow! Da, cred că Flori citește gânduri. 5. E ceva... ceva de corp sau de față? Nu, nu știu. Anatomicals, you need a blooming shower. Rose Body Cleanser. Wow! Ia uitați voi ce drăguție cu roz, așa. Nu știu de... Nici de brand, nici de nimic, dar trebuie să-l miros, că... Eu știu că tu l-ai luat pentru culoare. A, Doamne! Doamne, miroase toate florile pământului. Doamne, ce frumos miroase! Miroase ca niște flori, dar nu știu să zic acum ce flori sunt astea. Dar... În fine, deci el a fost 5, trecem la 6. 6 este Yummy. Niște bombonele. Stai că eu sunt atât de absorbită de faptul că trebuie să îmi dau seama ce e, încât nici nu vă mai arăt. A, da. Astea le știu și îmi plac, vai, da, este smeorul aceea în glazură de ciocolată amară, parcă, deci sunt divine, le ador. Și chiar mă gândeam la ele zilele astea, că dacă merg la DM să mi le recumpăr. Apoi, la șapte cred că e vreun balsam de buze sau ceva care așa are forma, așa simt la pipăit, să zic. Sau, nu știu. Că e un ambalaj mare. De la Tutti Frutti Nutribalm, da, cu ananas și cocos. Wow, dar uitați cât de drăguț e ambalaj, zici că e un ananas. Foarte tare, sunt curioasă cum miroase, pentru că mie, nu știu, îmi place cocosul, nu sunt foarte mare fan ananas, dar depinde foarte mult de produs, pentru că sunt chestii cu ananas care îmi plac ca și miros, deci ăsta a fost 7. Acum avem 8 și aici vedeți că avem un bilețel. Mă simt de parcă sunt naufragiată. Și am găsit bilețelul salvator. Ia să vedem ce ne scrie Flori aici în bilețel. Aoleu, am și speriat, am crezut că am rupele. Mamă, dar cât mi-a scris, ia! Avant Persian Sunset. Am găsit notele pe site-ul makeup.ro. Data lansării 2000, produs în Marea Britanie, sex unisex, tipul de aromă de fructe,
Florale lemnoase, notă de vârf coacăze piper, notă de mijloc lemn zmeur, notă de bază flori violetă. Sper că va fi pe placul tău. Aha, deci e un parfum. Ia să vedem. Da, e un parfum după cum îl descoper acum. Ia, Avan Parisian Sunset. Cred că de Avant am mai auzit, dar nu știam că au și parfumuri sau nu știu. Ia să vedem. Au doar parfumuri? Habar n-am. Vai, mamă, dar ce frumos miroase! Dar nu mă duce deloc cu gândul la flori. Mă duce cu gândul la ceva dulce. Adică eu, pe mine, are miros de... Cred că zmeura asta contribuie. Doamne, cât de bine miroase. Deci e genial. Îmi place. Îmi place mult. Și mi se pare super drăguță asta. O pun acolo la cutiuța mea. Așa, ăsta a fost 8. Acum trecem la 9. Și avem 9. Eu zic că e ceva, o cremă de mâini sau ce ar putea să fie. Da, e că cremă de mâini. De la Frudia. Oh my god. Cu My Orchard Queen Sand Cream. Nu știu cu ce e. Arată așa, e foarte drăguță. La fel, cred că Florii a luat-o pentru culoare. A, eu o dădeam acolo, dar nu era sigilată. Desigilată, am vrut să zic. Ia să vedem. Știu că mi-am luat și eu la un moment dat de la Frutia, dar nu mai știu cu ce aromă. A, miroase a mere. Vai, da, mere. Doar avea mere pe ea. Da. Vai. Deci îmi vine să mă mănânc, sincer. Apoi, 10. 10 tot ceva cu verde, un cristal. Să fie asta o mască? Așa zic eu că e. Altceva nu știu ce ar putea fi atât de moale. De la Balea Hand Peeling. Oh, nice! N-am încercat niciodată un peeling de mâini. Super! Mulțumesc mult! Apoi, 11, mov sau roz? Într-un clip care o să apară săptămâna viitoare, în care răspund la întrebări, o să vedeți că am ales mov. Dar acum, dacă tu ai pus roz, nu știu ce e, ai o ojă. Vai! Deci... Nu vine să cred. Cred că o mai am încă o dată, dar nu contează pentru că a devenit oșa mea preferată. Îmi place la nebunie, să vedem. Dar eu așa zic. Da. Dar acum care e aia pe care n-am folosit-o? Cred că asta e aia pe care am folosit-o și asta e aia pe care n-am folosit-o. Ok. O să o țin acolo pentru că este oșa mea top preferată. Apoi, numărul 12... Doamne, ce ciudat se simte, nu știu ce poate să fie. Nu-mi dă niciun indiciu, îmi scrie doar numărul. Vedem acum. Vai! Deci, niște cercei. Nu că superbi. Divinisim. Doamne, deci cerceșa strigă eu. Pentru că, în primul rând, sunt mari, sunt cu roz, cu mov, au toate culorile, la fel cum sunt și eu. Doamne, deci, oh my god! Superb, superb sunt. M-am îndrăgostit iremediabil. Apoi, numărul 13 e așa și ceva, nu știu, cred că tot ciocolată, posibil. Vedem ce scrie aici. Brownie, de ce? Brownie, vai, de ce bine arată. Ia uitați, n-am mai văzut așa ceva. Ia! Ok, mulțumesc. Apoi, 14, buzițe fericite. Aici trebuie să fie o mască în aceea de buze. Ce-mi place mie, bine. Când e vorba de măști de buze, e un pic tricky, în sensul în care, dacă îmi pun, trebuie să nu vorbesc. Ia,
Da, vai, ce drăguț și are și pentru zona ochilor. Cât de tare. O să-mi fac seara spa direct. Ia, ochișori fericiți. Mă gândesc că tot niște patch-uri pentru zona ochilor. Dacă zice ia ochișori fericiți. Fai, ce frumos! Și sunt două, deci avem așa. Isana cu Bambi, mă. Deci ia uitați. Nu știu dacă vrea să focalizeze calmea din cauza luminii, dar să știți că e prima oară când filmez. Filmez fără lumină, pentru că e foarte mult soare. Până și vremea de afară ține cu noi, până și soarele vrea ca eu să filmez. Deci ce să mai, foarte drăguțe așa. Și am mai primit o pereche, Night and Beauty. Oare sunt din aia care se aprinde așa în lumină? Habar, în lumină, în întuneric, voiam să zic. Așa, hai să vedem. Am ajuns la 16, ghicește. Ceva de buze. Wow, da, ceva de buze. Un ruj Pro Ink. Un ruj lichid de la Catrice. Vai, ce nuanță drăguță. Eu am ceva cu mirositul. Da. E nuanța mea. E nuanța mea, cu siguranță o să îl port. Like a crazy. Super drăguță nuanță. Așa, și cred că am ajuns la 17, pe opulență. Să fie oare tot cercei? Nu, ce, vai de capul meu! Dar nu știu cum găsești așa ceva, eu de ce nu le văd, eu de ce nu mi-apar? Doamne! Vai, deci sunt superbi! Deci, uitați-vă și voi. Doamne, deci cum să arăți așa? Deci cum să arăți? Deci, doamne, deci am rămas fascinată. Ok, hai să iau totul de pe masă și să aduc următoarele cadouri. Am uitat când am început clipul să vă zic să vă luați ceva, să ronțăiți, așa că o să dureze ceva. Avem 18, care cred că e ceva de mâncat. Uite, cu ăsta e cu Paște, cu ce drăguț. Deci dacă vedeți voi. Și cât de drăguțe sunt și astea, pe care evident că vreau să le refolosesc. Eu zic că e ceva de haleală. Ceva bombonele. Da. Toffifee. Double chocolate. Wow, n-am văzut așa ceva la noi. Dar eu sunt o mare fană Toffifee. Îmi place foarte mult. Sunt unele dintre preferatele mele. Apoi avem ceva foarte drăguț aici, oare vei ghici? Mama când a deschis împreună cu mine ambalajele, a spus că aici ar fi ceai. Și mă gândesc și eu tot la un ceai, nu știu de ce. Mamă, ce bine miroase. Da! Wow! Pumpkin chai! Cât de tare! Deci ăsta nu l-am văzut la noi. Doamne, dar cât de bine miroase! Doamne, ce bine miroase! Super! Apoi, stați așa. Da, 20. Nu scriu ce este. Nu știu, tot ceva de mâncat e ceva destul de greu. De mâncat. De la Dermacol Aromaricol Calming Shower Gel cu Almond Macaroon. Wow! Băi, dar nu se vede deloc. Deci trebuie să fac ceva cu luminositatea asta pentru că nu vrea. Hai că acum se vede cât de cât. Ok. Cam așa arată. Dar vreau să miros. Doamne, de miroase foarte, foarte bine. Apoi, 21.
Oare le-ai mai încercat? Dacă nu, feel free to try now. E o pungă de snack-uri, sigur, la cum se simte. Wow! Cheetos Flaming Hot! Nu le-am mai încercat, dar chiar îmi doresc și o să le schimb, pentru că eu sunt ascultătoare. Miroase bine. Miroase, pe mine mă duce cu gândul la miros, cu acele... cum le spunem mai? Erau și... dar nu erau chiar chipsuri. Crax. Știți crax cu paprika? La asta mă duce cu gândul mirosul. Hai să vedem cum sunt. Ce bune sunt. Sunt bune, sunt picanțele. Da. Da. Dar nu sunt ca cele de data trecută, când efectiv nu puteam să iau decât unul pe zi, pentru că altfel simțeam cum mor. Glumesc, nu. Spre sfârșit am început să mănânc mai mulți din acea pungă, câte 3-5, dar mai multe nu prea puteam. Ăștia sunt mâncabili, deci dacă vă plac picanți, încercați că sunt super. Ok. Și mai avem, stați fără griji. Numărul 22, numai bun după numărul 21, sau nu? Deci cred că tot ceva de mâncat sau de băut. De băut, cred că e. Când înghiți, te arde un pic pe gât, așa, dar mie îmi place. Așa, dar chiar sunt acceptabili. Și avem un Chupa Chups Sparkling cu mango, din care aș vrea să beau, doar că e rece. O să-l pun aici, cam eu, undeva unde se poate încălzi. Și până la final promit că revin să beau și din el. Trecem la următorul, care este 23. Tot ceva de... ia uitați, doamne, deci mă enervează că acum parcă e prea lumină. Și nu știu, oricât m-aș... ia uite. Vedeți cum pui? Cred că tot ceva pentru buze sau ochi sau știți, la asta mă gândesc. După cum se simte. Ia. Da, cu Ariel, care cred că mi-a mai pus din astea și știu că îmi plac foarte mult. Așa, apoi 24, să fie tot o mască. Să fie, de parcă zici că fac voodoo, să fie mască. Da, hai că sunt ceva ce n-a văzut Parisul, ca să-l... să-l citez pe Răzvan Botezatul. Cred că asta este o mască de picioare, că fus ăsta, da, și arată două picioare. O mască pentru picioare, deci Flori a avut grijă de mine de sus până jos, ca să ne înțelegem. Apoi 25, sare de baie. Ia să vedem. Da, tot din gama asta, Night and Beauty. Chiar sunt de la Isana, chiar sunt curioasă cum miros. Hai să aduc și restul cadourilor. Așa. Și avem așa, 26, nu dau detalii. Păi, draga mea, n-ai dat foarte multe nici până acum. Nu pot să-mi dau seama ce trebuie să iei ceva. Destul de greu. Chiar nu știu ce poate să fie. Deci nu știu cum ai găsit așa ceva, dar doamne. Morgan Grace, Australia. Peppermint and Frosted Vanilla. Deci uitați-vă și voi cum. Și are și un ciucure, mă. Deci n-ai cum așa ceva, n-ai. E ceva, e altceva. E ceva altceva. Hai să vedem cum miroase. Doamne. Doamne, ce bine miroase. Dar ambalajul... Nu, ambalajul e... out of this world, deci n-am văzut așa ceva. Apoi 27, chiar sunt curioasă cum sunt, le încerci, cred că tot ceva de mâncat.
Mă pune Flori să încerc. N-am ce să fac, mă conformez, asta e. Bine că am mâncat de prânz înainte să filmez. Ceva cu albastru. Wow, mangaroca batida de coco. Vai, niște praline cu cocos. Nici ce-mi dau eu seama și evident că le încerc Flori, adică doar să-mi dau seama cum le deschid. E, dar nici nu contează, deschid aiurea, da. Vai, ce drăguț vin. Vin așa, ambalat individual. Asta mi-aduc aminte de altele pe care le-am primit de la ea, care erau cu alcool. Astea sunt doar cu cocos sau și cu alcool? Nu, cred că doar cu cocos. Hai să vedem. Pe cum le zice lui Flori, cum sunt. Mă simt de parcă aș mânca Bounty. Exact ca la Bounty sunt. Ador. Ok, am ajuns la 29, un timp plăcut în cadă. Și mă gândesc că e ceva gen, nu știu, poate spumă de baie sau săpun de baie, las. Ia. Știu că am mai avut. Ia, să vedem. Deci, am mai avut de la ea chestie din asta. Este ca un fel de lichid așa care colorează apa și îi dă un miros plăcut. Ia vedem cu ce miros este. Vai. Îmi place foarte mult. E miros așa curat. Dulce curat, să zic. Cred că e cu vanilie. Da, vanilie și shea butter. Arată așa. Îmi cer scuze dacă auziți zgomote pe fundal, dar mai spală și mașina de spălat, că ce să vezi. Așa, hai, numărul 28. Nu mă niciun indiciu, dar cred că este tot o ciocolățică Ritter Sport. După cum o simt eu așa, ia să vedem. Da, cu lapte. Așa arată ea. O să am iar ciocolată. Mie îmi place să am, o supăr. Așa, la 30 sunt foarte curioasă, pentru că uitați și voi cât de bine arată. Vine cu un ambalaj așa cu gri și cu chestia asta pe care o supăstrez și zice să guști, nu este spicy. Să gust. Deci e de mâncare. Deci, ar putea fi. Pijmanie! Oh my god! Da, dar cu ce e? Da, mastic gum. Nu știu cu ce e. Dar cunosc desertul ăsta, e ca un fel de vată de zahăr de a turcilor. Știu că mi-a adus tata odată de la un coleg de muncă și era cea pe care mi-a adus el era cu rodie. Dar hai să vedem și cum e asta. Ia uitați cum se vede. Mamă, e o grămadă aici. E interesant miros. Nu pot să-mi dau seama cu ce e. Are un gust cumva medicinal. E dulce, dar nu este foarte dulce. Are gust ca de... Cade ceva, nu știu de ce mă duc cu gândul la ceva medicinal. O să caut, că nu înțeleg. Și nu cred că are scris în română. Nu. O vom vedea. Are un gust interesant. N-am mai simțit niciodată gustul ăsta. Ok. Apoi, 31. Avem doar o inimioară. Nu știu ce poate fi aici. Îmi dau seama. De la No Planet sau cum? Știu brandul ăsta, este un brand vegan. A apărut nou la DM. Dar eu n-am încercat nimic de la ei și nu-mi dau seama ce este. Da. Hai, ich
bin Jenny von dem und finde. We're a joyful revolution. Ok. But, nu pot să-mi dau seama. O fi pentru corp sau pentru... scria mare. Crem duș, da. Sabina, de ce să vadă? Este o cremă de duș cu mov, care bănuiesc că miroase divinisim și vreau să o miros. Ia să vedem. Doamne. Doamne, ce miroase. Doamne, ce zine să se lume așa cu nasul ea. Super. Testăm, vedem, vorbim. Nici mai știu, că nu știu unde am rămas, dar revin. Am ajuns la 32. E ceva mare. Nu s-au de nimic. Să fie pentru corp, să fie pentru față, să fie pentru păr. De ce e și pudră din ea? Deci n-ai idee de când îmi doream să încerc. Deci am tot auzit despre acest Trickle Moon, dar n-am încercat nimic. Brazilian Love este duș cream care imită, sau ar trebui să imite Bam Bam Cream. Hai să vedem, pentru că eu am avut și am Bam Bam Cream. Da. Mamă, de ce seamănă cu el? Da, vai, deci de-abia aștept. Nu, că nici nu știu cu care să mă dau. O să vreau să mă dau cu toate. Și uite cum intră. Vai, mă ajută perfect. Se vede mult mai bine așa. Cred eu. Ia, cred că am nevoie și de puțină lumină. Perfect așa. 33. Yummy. Yummy. Ceva yummy. Nu știu ce ar putea fi yummy. Wow! Niște oilupi? Marshmallow biscuit. Da, îmi plac. Cu siguranță o să-mi placă. Hashtag burtică fericită. Apoi 34 e ceva greu. Tot, uite, și cu o chestiuță în asta așa. Cred că tot ceva de corp. Care e mov. Ok. La Leventa scrie în altă limbă. Este un, cred că un săpun de mâini cu lavandă. Și uitați cât de frumos e. Doamne, mie să știți că, să știți că a început să-mi placă lavanda. Băi, dar ce frumos miroase asta. Nici nu zici că e cu lavandă. Deci, superb. Apoi, 35, nu i-a scris nimic. Cred că tot ceva de mâncare, după cum se simte. Pralins. Vai, deci seamănă cu cu biluțele alea care se află în interiorul la nu știu ce prăjiturică Kinder. Chiar așa zici că e. Super, abia aștept să le încerc și pe ele. Și astea ultimele au vedeți voi fluturaș, măi. Fluturaș. 36 este iar yummy. Este să fie ceva de dulce. Ceva ciocolată, bombonele sau... Ba, Bailey's mini delights cu strawberry cream. Vai, astea sunt binevenite. Apoi, 37. Să fie chipsuri din acelea în... cum îi spune, în ca la Pringles, mă duc cu gândul, mă duce cu gândul ambalajul, vreau să zic, ia să vedem, Sizzling Extra Hot Cheese and Chili Flavor de la Pringles, da, cred că tot de la Flori am mâncat Pringles prima oară, pe astea nu le mai încerc acum pentru că deja am încercat prea multe și știți că nu-mi place să desfac foarte multe ambalaje în același timp. Dar o să-i spun eu lui Flori atunci când o să le testez. Aici de la 38. Ceva mare. Ce să fie oare? Ce să fie oare? Un gel de duș, cred.
eu. Deci tot de la Trickle Moon, Apple Love Cinnamon. Doamne, deci dacă miroase cum cred eu că miroase, o să fie bombă. Da, ador. Deci eu ador scorțișoara, îmi place la nebunie și în combinație cu mărul e giugiuc. Este un duș. S-ar putea să fie tot ceva de gel de duș sau să fie cremă de corp. O să o întreb pe Flori. Și am ajuns la ultimele două. 39 avem aici cu un fluturaș. La fel. Fluturașii se reciclează, pentru că de ce nu? Ceva de buze oare? Ia. Wow! Essence Hydra Lip Oil. Deci eu chiar nu aveam impresia că sunt singura de pe planeta asta care nu are un lip oil, pentru că acum e mare vogă treaba asta cu uleiurile de buze. Nuanța este Pink Champagne. Bine, sunt dată pe buze, dar măcar să miros. N-are miros. Sau e puțin. Dar este foarte, foarte interesant. Abia aștept să-l testez și să vă zic cum e. Și hai că am ajuns și la 40. E ceva greuț să fie un parfum, dar nu știu dacă e parfum. Revolution Timeless. Oh, este un parfum de la Revolution. Cred că tot de la Flori am primit eu odată un parfum de la Revolution sau Bad Company. Și hai să vedem ce parfum avem în... Bine, Timeless. Wow! Vai, ce ambalaj! Deci mie îmi place ambalajul ăsta cu efect așa de marble. Doamne! Deci aici l-am pe ăsta și hai să vedem și pe ăsta cum e. Bine, dacă reușesc să-i dau jos capacul. Da, să vedem unde e. Doamne, are ceva ce-mi place foarte mult. Doamne, ce bine miroase! Genial. Deci genial. Super, deci mă bucur foarte mult. Toate lucrușoarele îmi plac și Flori e, nu știu ce să mai zic, e magică. E, nu știu cum am atras-o în viața mea sau cum a atras ea, habar n-am ce s-a întâmplat, dar mă bucur foarte mult că există în viața mea și nu știu, îi doresc, nu știu, tot bine de lume și multe împliniri și tot ce își dorește ea să se îndeplinească și îmi doresc ca pe viitor să ne și vedem. Na, cine știe cum lucrează Dumnezeu, Universul, cum vreți voi să-i ziceți. Da, eu acum am foarte mult de muncă, trebuie să mă duc să sortez ce e de aruncat, ce e de aruncat, mă refer la ambalaje, ce e de aruncat, ce e de păstrat, să pun produsele la loc sau de fapt să nu le pun, să stau să mă uit iar pentru 1000 de ani la ele, cum fac eu de obicei. Vă mulțumesc, îi mulțumesc din suflet încă o dată lui Flori, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Acesta a fost clipul de azi, dacă v-a plăcut aștept să iați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez, iar pe într-un videoclip să ajungi superbă. V-am pat. Pa! Noroc! Ce bun e.